Moșul nu vine doar acasă sau la școală. Dacă micuții sunt cuminți, el trece și pe la biserică. Zeci de prichindei care au participat în prima zi de Crăciun la slujba de la Biserica Sfânta Treime din Cimitirul Central au avut surpriza ca, după ce preotul a terminat de slujit, să fie vizitați de Moș Crăciun. Bătrânul moș a venit cu un sac plin de daruri. Pachetele au ajuns la copii, iar o mână de ajutor la împărțirea lor a dat și părintele Vasile Șova. Ce vești ne-a dus jumătate, că noi am fost cuminți, ne-am păstrat credința. Sufletii caldi și inimii buni. Bun, Moș Crăciun, bun. Și ne-a adus ceva dacă am fost cuminți cu toată criza asta. Fii criză să o mai găsi câte ceva pentru copii. Bine, Moș Crăciun, mă ta cine mai aduce alinare. Ia duceți un scaun lui Moș Crăciun, că o fi bătrân, săracul. Ilincuță, holo, mult. Ai fost cuminte, nu? A fost, da. Dă-l, bas. Mamă, n-a bas. Uite, cum te cheamă? Pune. Albert. După ce Biserica Sfânta Treimă cu locația în Cimitirul Central a fost repusă în circuitul culturii, oficiindu-se toate slujbele religioase, dar mai ales după reorganizarea făcută de Preasfințitul Arhiereu Iachim Băcăuanu, al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, aceasta se achită cu o mulțumire de sarcina de a conduce, învăța și sfinți pe cei care i-au fost încredințați, pe enoriași, dar nu în ultimul rând, ignorând și cealaltă parte a misiunii filantropici caritative. Astfel că în momentele mai importante în an venim în sprijinul nevoilor credincioșilor noștri, îndulcindu-le viața și în același timp îmbărbătându-i în a-și păstra credința statornică și dându-le nădejde că Dumnezeu sau fără Dumnezeu nu există nimic. Ca și de altfel anul acesta, așa cum ați văzut, Moș Crăciun, plin de daruri, a venit pentru copii, pentru cei în vârstă, aducând fiecăruia bucurie și mulțumire în suflet și năzuința că poate va fi mai bine. Și nu ne îndoim că va fi mai bine, că Dumnezeu nu poate sta imparțial și imun la rugăciunile noastre. După ce au participat la slujbă, enoriașii și copilașii lor au participat spre case mulțumiți că nu au fost uitați și pentru anul care vine preoții îndeamnă la bunătate și la credință. Urăm pe această cale, profitând de prezența dumneavoastră, un an bun și liniștit, o credință statornică și nădejdea în Dumnezeu că toate vor fi bune și frumoase. La mulți și fericiți ani!